CSO, dar România susține orice soluție durabilă pentru comunitatea locală și întreaga economie. Referitor la întâlnirea de joi, 26 septembrie, dintre Consiliul Județean, CET Govora și reprezentanții ai Chim Complex, CIEH își declară din nou sprijinul pentru proiectul unei centrale noi, foarte eficiente energetic. Cu toate că nu a fost invitată la discuții, compania crede în rolul său important pe care îl poate avea în acest proiect, având în vedere că este un mare consumator de abur industrial, acesta reprezentând toată baza de funcționare a unei centrale în cogenerare. Înainte de a intra în stand-by, CESODA România a achiziționat aproape 60% din energia termică, abur, produsă de CET Govora, precizează conducerea CESODA România printr-un comunicat de presă. Credem într-un proiect comun care să fie benefic pentru comunitatea locală, pentru mediul de afaceri, pentru întreaga platformă chimică de la Râmnicu-Vâlcea. În repetate rânduri, am atras atenția asupra necesității unei noi centrale mai eficientă în regiune. Este o problemă care dăinuie de ani de zile, dar care și-ar putea găsi rezolvarea. Noi am spus și până acum că luăm în calcul mai multe opțiuni în ceea ce privește viitorul investițiilor CIEH în România. Cea mai bună rămâne, desigur, posibilitatea unui proiect derulat împreună cu toți partenerii locali, a declarat Uitold Urbanovski, directorul general al CIEH Soda România. Această companie este singurul producător de sodă calcinată din țară și unul dintre cei mai importanți jucători din industrie la nivel regional. Fabrica din România este dependentă de aburul industrial de la CET Govora, unicul său furnizor, motiv pentru care orice soluție de viitor privind realizarea unei noi centrale vizează și operațiunile CIEH Soda România. Celelalte fabrici ale grupului au și propria sursă de abur, știm ce presupune, avem know-how. Am luat în considerare un astfel de proiect și la Vâlcea, însă desigur că vrem să găsim cea mai bună variantă care să fie benefică pentru toți cei implicați. Varianta unui proiect comun ar putea ajuta întreaga platformă industrială și am putea astfel să asigurăm viitorul întregii comunități, a completat reprezentantul companiei. Reamintim faptul că, începând cu 18 septembrie, CESODA România a fost nevoită să oprească activitatea și să intre în stand-by după ce alimentarea cu abur industrial a fabricii din Râmnicu-Vâlcea a fost suspendată în urma denunțării unilaterale a contractului de către unicul său furnizor, CET Govora. O centrală nouă, foarte eficientă, reprezintă nu doar asigurarea în continuare a unei surse de energie, ci și aprovizionarea operatorilor cu aburul necesar de desfășurării activității la parametri optimi și la un cost corect, se mai arată în comunicatul de presă al conducerii CIEH Soda România.